Gata, mă, ne știu, mă. Bună din nou! Nu știu dacă vă aduceți aminte, dar Bogdan a mai fost pe la noi. Bogdan a mai fost pe la noi și sigur că nu amintim. Auzi, avea tot o rochie roșie. Avea... Și cred că tot cu buline. Și a plâns tare rău. Tare de tot a plâns. Roșu înseamnă ambiție, ții minte, da, Bogdana? Roșu înseamnă rău. Eu să știu. Așa și cu roșu înseamnă rău. Roșu înseamnă ambiție, Bogdana. Ba da, ba da. Înseamnă că o să fii pregătită. Roșu înseamnă putere și înseamnă ambiție. O să fii cea mai bună. Roșu înseamnă ambiție. Crede-ne ce-ți spunem. Dar uite că a promis că revine la Nextar și când am auzit că revine, zic, da, de ce nu revine în echipa mea? Mă bucur că nu a rămas acasă să plângă Steluța Roșie, ci a venit din nou la Nextar. Bine ai venit, Bogdana! Față de data trecută, cred că o să fie de nu știu câte milioane ori mai bine. La repetiție am avut niște impresii de siguranță pe mine, că pun pariu că o să fie totul ok. N-am de ce să mă tem. Și de data asta a fost mult mai simplu, m-am mai relaxat, pentru că deja am mai fost aici și nu mai am de ce să mai am emoții. Ce ne-ai pregătit de data asta? Am pregătit un playback, un musical. Un playback? Să nu le zici prea multe. Bine, nu ne mai spune atunci. O să vedeți. N-a venit singură. Bogdana? A, da. N-a venit Bogdana singură. Are un partener de scenă? Are un partener de scenă. Invită, lasă să-l invităm lui? În scenă. Numele lui este Șerban Copoț. Ești concurenta lui Cerebel, nu? E în echipa mea. E... Păi trebuie să înțelegi, mai trebuie să vă emoționăm. Sunt foarte mândră că sunt în echipa lui. O să vedeți că e un număr mai special, nu este Bogdana pe care ați cunoscut acum vreo două sezoane. Este o altă Bogdana. E un număr destul de greu pentru că... Ce pot să vă spun este că... Nu e cu sunet. Și asta înseamnă, nu vă mai zic.